Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv. Vorbim în această seară, așa cum vă spuneam, despre scandalul momentului, am putea spune. Vom dezbate toate aceste subiecte, acest scandal în care protagonist este directorul Direcției de Patrimoniu, Marian Rotaru. Vorbim în această seară cu Victor Popescu, jurnalist. Bună seara! Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Și cu domnul Eduard Berca, consilier local din partea PNL și prim-vicepreședinte la PNL Târgu Jiu. Bună seara! Salut, Mara, mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc amândurora încă o dată că ați acceptat invitația mea din această seară. Așa cum vă spuneam, vom vorbi despre tot acest scandal și despre declarațiile din ultimele zile ale factorilor de decizie care a trebuit să ia o decizie, însă vom dezbate toate aceste subiecte după ce vom urmări un material. Paul, colegul meu, îmi spune că încă nu este gata materialul nostru. Îl vom urmări ulterior și vom dezbate aceste subiecte, însă știți despre ce este vorba, s-a tot vorbit, inclusiv ziarele și televiziunile naționale au tăvălit așa imaginea primăriei municipiului Târgu Jiu, totul din cauza unei fotografii care a fost scoasă la iveală de jurnaliștii de la Scandal de Gorj, o fotografie în care lui Marian Rotaru îi se făcea pedicura chiar în biroul de la Direcția de Patrimoniu. Cum comentați acest subiect? Cum vedeți dumneavoastră această situație și lipsa de reacție vehementă a primarului din Târgu Jiu până la urmă, pentru că nici până în acest moment, la o săptămână de la publicarea fotografiei, nu avem o decizie finală în privința lui Marian Rotaru. Spunea domnul Malger Romanescu în această dimineață că încă așteaptă o notă explicativă și astăzi era ultima zi în care Marian Rotaru avea termen să o depună. Domnul Berca, vă rog. Pe ce să mai spun? Am spus la momentul apariției acelei fotografii că nu mi se pare normal chiar deloc să-l revăd pe Marian Rotaru într-o ipostază din asta de boiernaș de țară, de stăpân pe moșie, și că îmi doresc, probabil cum își doresc toți cetățenii municipiului, să se ia măsuri. Da? Pentru că sunt niște reguli, niște legi, niște regulamente, e o lege a conduitei funcționarului public, e o lege a funcționarului public care nu permite să se întâmple, n-ar permite sau ar trebui pedepsiți cei care încalcă aceste reguli. Atitudinea primarului Romanescu trebuie să și-o asume că de-aia e primar. Nu vreau să o comentez, sunt puncte de vedere probabil care au ceva fundament în lege sau în regulamente privitoare la sancțiuni, că e mai greu de dat, da? Trebuie să faci anchetă, să dovedești bine. Nu mai ce altceva să mai dovedești, că era omul cu piciorul în căldare acolo, în Ligian, da. Mai știi? Cum credeți, neastră, că se va încheia acest episod? Pentru că Marian Rotaru nu este pentru prima dată când este în atenția opiniei publice cu un astfel de scandal. A mai fost protagonistul multor scandaluri de acest gen și acuze din partea angajaților care se plângeau. Inclusiv vineri o femeie a ajuns la... Femeia în speță, respectiva din fotografie, femeia de serviciu, a ajuns la unitatea de primiri urgențe și medicii spuneau că a fost diagnosticată cu atac de panică. Așa, eu care trăiesc cât de cât într-o zonă normală, știu eu, a societății românești, nu pot să văd altceva decât o demisie sau o demitere a acestui personaj. Chiar am avut situații în care colegii de-ai mei, foarte buni profesioniști, s-au abătut două persoane, domnul profesor le cunoaște, s-au bătut la regulile de conduită stabilite prin regulamentele proprii și au trebuit să-i dea demisia, scurt, la a doua zi. Nu văd, mă faci de râs, ce să spun, se mută caracalul la Târgu Jiu. Se întâmplă,
lucruri care nu ne fac cinste. Domnul Popescu, cum comentați dumneavoastră în prima fază acest episod, episodul în sine? Da, eu am mai comentat acest episod, subiect neplăcut pentru orașul Târgu Jiu, pentru primăria Târgu Jiu, pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, de ce nu? Pentru ceea ce reprezentăm noi ca oraș al lui Brâncuș, este urât ce s-a întâmplat, foarte urât. Noi, presa, astăzi am cerut aproape la unison demisia primarului municipiului Târgu Jiu, aproape că eu regurgitez în ultima vreme numele Romanescu și nu știu cât rău sau bine îi mai facem noi presa, cu siguranță bine îi facem tot pronunțându-i numele în continuu, Romanescu dimineața, Romanescu seara. Eu, să zic, primarul municipiului Târgu Jiu, da, presa i-a cerut demisia, încă îi cere demisia pentru faptul că nu ia nicio măsură radical, aproape promptă, împotriva directorului de la domnului Rotaru. Și el fost primar de comună din Gorj, a fost primar la Lulești. Acest director de la Direcția de Patrimoniu, l-am văzut cu toții, în practic și-a umilit o subalternă pe care a pus-o să-i facă manicura. Da, doamnelor și domnilor, să-i facă manicura. Prima dată Rotaru a spus tuturor, nu, aveam o problemă medicală care necesita urgent, adică în momentul ăla să mi se pună o fașă cu gheață. Până seara, jurnaliștii au probat cu declarațiile femeii de serviciu de acolo, angajate până la urmă, au probat că erau minciuni sfruntate. Femeia a spus clar, da, i-am făcut manicura domnului Rotaru, nimic altceva. Și de specificat că a declarat că s-a simțit umilită. Da, și a spus că s-a simțit și umilită. Vă dați seama cum director, da, om care a mai lucrat în administrația publică. Nu vreau să mă gândesc ce făceau ei acolo la primăria din Lelești, ce îi punea să facă. Dacă avea femeie angajată, ce mai făceau? Îi spălau hainele în timpul programului, îi făceau masaje, îi puneau ventuzele, da, ca să fiu puțin mai plastic. Da, și să revin la ce anume cerem noi astăzi, presa din Gorj, presa serioasă, spun eu, care s-a pronunțat vehement pentru demisia primarului Romanescu. Pentru că Romanescu ignoră pur și simplu presa la momentul ăsta, ignoră opinia publică, liderii de opinie cei mai importanți din județul Gorj, da? Care transmit mesajul. Mesajul este transmis. Vine de la politicieni, filtrat un pic, sau nu, și transmis alegătorilor, cetățenilor. E, astăzi primarul municipiului spune nu. Nu luăm nicio măsură, am mâinile legate, nu pot. Este destul de ciudat. El îi spune, lucrurile astea le transmite unor jurnaliști care în campania electorală, atunci când a candidat Romanescu, s-au zbătut pentru el, au făcut tot ce e posibil ca el să fie primar. Astăzi Romanescu a uitat lucrul ăsta, da? Face ceva pe presă la propriu, adică băi, nu mă interesează ce ziceți voi de imagine, că a stricat Rotarul, imaginea primăriei, a orașului, nici nu mai contează. Da? Pur și simplu el zice, bă, n-am mâinile legate, dar au zice senin omul, băi, n-am ce să-i fac lui. Am văzut astăzi în materialele voastre la știrile TV Sud că a spus că poate să-i dea cel mult o mustrare scrisă. Da, și din acest motiv a apelat la Comisia de Disciplină. Pentru că din poziția dânsului de primar al municipiului Târgu Jiu, legea nu-i permite decât să-i dea o mustrare scrisă. Păi mustrare scrisă, da. Ai spus tu la începutul emisiunii că a mai avut abateri. Ei, astea sunt graduale mustrările. Mustrarea scrisă e prima sancțiune care o dai unui funcționar public potrivit legii, care îi protejează mai mult decât îi pune sub lupa șefilor. Ei, vorbim aici. Deci e prima sancțiune, mustrare scrisă. Adică ai făcut două abateri, ai luat oamenii de la patrimoniu, i-ai dus la cosit, la tine în curte. Și aia e o treabă rușinoasă, da. Am uitat repede, că așa suntem noi românii, uităm așa peste noapte totul și mergem mai departe. Atunci am mustrare scrisă. Acum ai mai comis o dată. Ai mai comis o dată, urmează acolo în legea asta, la punctul următor, la sancțiuni, urmează o diminuare a salariului de la 5 până la 10%, nu-i așa, domnul Berca? Nu s-a spus, bă, dă-i mă, taie din bani. Taie din bani să vadă societatea și alegătorii ăștia a 12.000 cu care ești tu în față, da, și eu sunt unul dintre ei. Și eu, după mine, poate am mai adus 1.000, da? Și acum eu mă consider un alegător prost
Și ăștia 1000 pe care eu i-am convins să voteze pe Romanescu la un moment dat, îi consider la fel de proști ca mine și ignorați acum de Romanescu. Deci vino și dă-ne ceva. Dacă noi te-am votat și am făcut ceva pentru tine, am transmis mesajul tău nemodificat la publicul alegător, hai, arată-ne ceva, că ne dai ceva acum. Dă-i o sancțiune lui ăsta. Da, comisia disciplinară. Eu am înțeles că nici asta cu intratul în comisia disciplinară nu este cert acum. Deși ai văzut jurnaliștii de la Scandal de Gorj au dat mură în gură. Au zis, domne, potrivit legii 7/2004, da, funcționarii publici au obligația de a apăra în mod loial prestigiul autorității sau instituții publice, da? Ceea ce nu a făcut acest rotarul. N-a făcut, a încălcat. Și mai vorbim, mai avem și abuzul în serviciu, că practic a obținut niște foloase acolo în instituție, chiar în curtea instituției, acolo la Elbiro. Este un abuz, este un abuz practic. A abuzat de această funcție pentru a obține niște foloase. Eu am mai spus-o de vineri seara, mi s-a părut ciudat. Cum a început Romanescu discursul despre povestea asta? Bă, o chestie care s-a petrecut în urmă cu 2 ani. Da, ca și cum fac... Bă, dar cine spune mie că s-a petrecut? Cum probăm noi că... Deci e vorba, practic a fost cuvântul lui Marian Rotaru, pe care Romanescu l-a înghițit. La fel ar trebui și noi să înghițim. Cu toate că vreau să specific foarte clar că când Marcel Romanescu a declarat că acea fotografie a fost făcută în urmă cu 2 ani, în aceeași declarație spunea că nu a putut să ia legătura cu Marian Rotaru. Dar de unde știe că a fost acum 2 ani și întreb și pe domnul Berca, că văd că toți ne-am pus cu botul pe labă, am văzut acum 2 ani. Ce s-a întâmplat acum? Eu vreau să știu de unde scrie că poza a fost făcută acum 2 ani. Unde? Că a spus Marian Rotaru? Că el a ieșit primat. Poza e acum 2 ani, mă. Și cui a spus dacă domn primar se contrazice singur? Nu știu. Nu știu, dar eu pot să pun pariu cu voi în platou, cu telespectatorii care ne urmăresc acum, că imediat după ce a apărut poza asta, sau înainte de a se auzi că va apărea, Romanescu a avut cel puțin o discuție cu Marian Rotaru și au pus la cale împreună cum, ce să transmită la presă, da? Și cum va scăpa, și cum să-l scape bazma curată. Și cum o să scoate bazma curată. Vom urmări materialul de care v-am amintit la începutul emisiunii pentru a intra așa în amănântul acestui demers al jurnaliștilor gorjeni care au organizat acest demers printr-o scrisoare publică în care i-au cerut demisia primarului Marcel Romanescu, cum vă spuneam, din lipsa de vehemență în luarea unei decizii în privința lui Marian Rotaru. Urmărim materialul și revenim în studio. Și TV Sud se alătură demersurilor jurnaliștilor din presa locală care solicită primarului Marcel Romanescu să-și dea demisia în cazul în care nu poate să trateze această chestiune cu fermitatea care se cere într-un asemenea caz. Într-o scrisoare publică, jurnalistul Costin Crețu a cerut demisia primarului Marcel Romanescu după ce edilul nu a avut o reacție vehementă în urma scandalului monstru iscat la Direcția de Patrimoniu. Domnule primar, dumneavoastră sunteți coautor moral al gestului patologic prin care un subordonat a umilit demnitatea unei femei, chiar dacă aceasta ocupă un post inferior. Dacă toate celelalte făcute sau nefăcute de dumneavoastră pot fi speculații obiective sau neobiective, de această dată ne aflăm în fața unui gest terifiant care a expus la bat jocură toți locuitorii orașului lui Brâncuș. Domnule primar, în numele bunului simț, vă cer public demisia, a comentat jurnalistul Costin Crețu. Și jurnalistul Narcis Daju s-a alăturat demersului. Este o situație profund anormală. Toată România așteaptă o reacție instituțională din partea primăriei Târgu Jiu în raport cu acest director care și-a permis să îi ceară unei subordonate să-i facă pedicura chiar în biroul lui de director. Până în momentul de față, reacția primarului este de-a dreptul penibilă. Spune că nu are ce să-i facă, iar la nivel... indirect, Romanescu s-a și pronunțat că va merge pe mai departe cu Rotaru director la patrimoniu. Ca să demisionez, îți trebuie două lucruri, onoare și caracter. Din păcate, Romanescu dovedește și în aceste zile că este lipsit și de onoare și de caracter. L-aș ruga, în momentul în care îl protejează pe Rotaru, pentru că asta face, să se gândească la cei peste 12.000 de localnici care i-au dat votul și care așteaptă în continuare de la el să-și găsească busola.
Prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu, a comentat pe marginea acestui subiect. Unul la mână aș fi dezavuat clar o astfel de atitudine, doi la mână aș fi forțat o analiză clară și cât se poate de pertinentă și o anchetă clară în ceea ce îl privește pe un astfel de conducător, pentru că, vă repet, gesturi de genul acesta sunt reprobabile. Nu numai în instituțiile publice, ele n-ar trebui să se regăsească nicăieri, pentru că angajatul are drepturile lui, indiferent că lucrează în sistemul bugetar sau în sistemul privat. Angajatul unei firme are și el drepturi și, cum să vă spun, beneficiază de anumite chestiuni care îl protejează. Între timp, Marcel Romanescu a declarat că din poziția sa nu îi poate aplica lui Rotaru decât o mustrare scrisă. Drept urmare, a apelat la Comisia de Disciplină. Singura sancțiune pe care o poate da primarul în urma acestei note explicative este mustrare scrisă. Eu cred că abaterea de care discutăm nu se încadrează în această reglementare, adică nu este doar pentru abatere scrisă. De aceea mă voi adresa Comisiei de Disciplină pentru a putea să vină cu o propunere în urma analizei pe care o va face. Marcel Romanescu i-a cerut o notă explicativă lui Marian Rotaru, iar termenul limită pentru depunerea acesteia a fost astăzi. În această dimineață, edilul declara că nu a primit-o, însă speră că va primi explicații scrise din partea directorului Direcției de Patrimoniu. Așa cum ați observat și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, așa cum ați observat și dumneavoastră, invitații mei, toți, majoritatea jurnaliștilor au strigat la unison demisia de onoare. Domnul Berca, ce părere aveți despre acest demers? Al dumneavoastră, al jurnaliștilor? Da. Și al mai multor persoane care i-au cerut demisia publică. Lui Marcel Romanescu, pentru că nu a luat nicio decizie în acest caz. E prematur să discutăm de o demisie a primarului în condițiile în care termenele legale de anchetă, haideți să vă spun cum se realizează lucrul ăsta, pentru că am dispus constituirea de comisii de anchetă și am participat. Da? Deci în momentul în care faci constatarea baterii, cineva trebuie să o sesizeze, da? Din punct de vedere administrativ. Aici nu mai era cazul pentru că era publică, da? Și șeful administrativ al lui Marian Rotaru trebuia să o facă. Acum, din câte știu eu, șeful administrativ al lui Marian Rotaru e primarul. Din punct de vedere al, da? Să solicită constituirea, să dispună practic constituirea unei comisii de anchetă în baza unei sesizări scrise legate de această fotografie. Da? Comisia de anchetă se constituie într-un termen. Nu mai știu exact cât spune în codul muncii sau în legile speciale ale 5 zile. Deci nu a avut timp. Marcel Romanescu are dreptate că el, în mod direct, la constatarea și sesizarea personală a unei abateri, nu poate să dea decât primul, cum spunea și domnul Popescu, avertisment din regulamentele de organizare, de funcționare ale acestor direcții. Dacă a spus că îi se pare că nu e o abatere doar de mustrare scrisă, a avut dreptate. Deci urmează să se constituie Comisia de Anchetă, de Disciplinare, cercetare disciplinară, care are un termen de 30 de zile, cred, sau 15, nu mai știu exact, că nu sunt jurist, așa, în care va produce un document, un raport. Se vor interoga, în ghilimele, în cazul că nu stăm la poliție, părțile, adică Marian Rotaru, femeia de serviciu, jurista, toți cei implicați. Și se vor corobora informațiile, da? Legat și de fotografia în speț. Se va propune, ținând cont și de cazierul administrativ al lui Marian Rotaru. Nu poate să nu se mai poate aplica o sancțiune de prim grad, de prim rang, dacă cea mai simplă, cea mai ușoară. Da? Trebuie să treci la următoarea sancțiune. Dar eu v-aș întreba altfel.
Vă rog. Ați văzut și dumneavoastră, prefectul județului a declarat că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru într-o instituție subordonată prefecturii Gorj, ar fi forțat o anchetă imediată. E, noi avem o săptămână de când fotografia a fost publicată, iar declarațiile primarului Romanescu spun că încă așteaptă o notă în scris a lui Marian Rotaru și va sesiza. Exact ce vă deci va sesiza, adică într-un viitor. Prefectul Florescu nu are cum să forțeze, că el e primul care trebuie să respecte legea. N-are ce nu să a forțeze. Spus în sensul să forțeze legea. N-are a ce. Spus că grăbea prin ce tot pașii posibil legali. Ce să grăbească dacă sunt termene legale care trebuie respectate? Una peste alta. Ce face? Schimbă legea? Romanescu n-a taxat prompt ce s-a întâmplat acolo. Adică s-a spus, măcar declarativ, știm ce spune legea, știm foarte bine. Și o chestie care s-a produs intempestiv, eu sunt convins, dacă spuneați dumneavoastră la un moment dat că cei doi s-au consultat, nu cred să se fi știut de apariția acestei fotografii în presă. A fost bang, așa, dată ca domnul Marian Rotaru spunea că știa de apariția acestei. Chiar a spus că a fost șantajat, că a depus sau va depune o plângere penală, că e vorba de un ziarist sau de altul, că au ținut poza, au cerut foloase pentru ei. Deci omul știa, nu cred că nu a discutat-o chiar și cu primarul, da? Adică, bă, știi cum e? Bun. Când ești cu musca pe căciulă, te duci la șef. Deci, șefule, dacă uite, o să se întâmple asta. Exact informații... Exact despre asta este vorba. Nu a fost okay, o reacție, bun. O taxare publică. Hai să revenim la ceea ce vorbeam, la cadrul legal în care se desfășoară o cercetare disciplinară. Trebuie la asta să ne raportăm, nu la ce spune Florescu ca prefect sau mai știu eu cine. Dacă legea, da, spune clar că în termen de se produce asta, după care se produce asta, eu sunt de acord să aștept să curgă acele termene. Este prematur acum să-i cer demisia lui Romanescu, că încă nu s-a pronunțat. Dar el a spus ceea ce spune și regulamentul de organizare, probabil, sau spun articolele din lege referitoare la aceste abateri, că direct, în mod direct, ca sancțiune administrativă, el nu poate să dea decât mustrare scrisă. Vine după aia Comisia de Cercetare Disciplinară, care propune. Da, dar la modul declarativ. Da. Că știți, declarațiile lui Marcel Romanescu, de când a apărut fotografia, spuneam el de săptămână și până acum. Strict la regulament. Vi s-a părut că îl apără oarecum pe Romanescu sau că încearcă pe să-l scape pe Rotaru, că încearcă să-l scape sau că într-adevăr îl va taxa pentru fapta sa? Care este una criticată de lumea, pentru că până la urmă nu a fost atât de vehement, pentru că până la urmă primăria municipiului Târgu Jiu a fost tăvălită imaginea primăriei în toată presa națională. Eu cred că Marcel Romanescu este convins și el de deserviciile pe care le creează o astfel de situație. Da? Pentru că se va duce și el la întâlniri cu primarii, se face și el la întâlniri cu parlamentari, se face și el la întâlniri cu electorat. Și poate că oamenii aia cu care se va întâlni o să-i spună, bă, dar tu ai pe unul care pune angajații să îi muncească moșia, să-l spele pe picioare, să-i pilească unghiile pe acolo? Păi tu ești primar, mă? Și ceva mai sunt și alte ceva de genul, mă gândesc. Mai sunt dacă și alte gândește... pe care ei le-au la îndemână direct, adică cheamă-l mă pe ăla, bă, mi-ai făcut primăria de râs, m-ai făcut pe mine Romanescu, uite-mi cer ăștia demisia toți, Popescu, ai nebunit, dă-ți demisia de onoare. Auzi, stai așa. Sau ieși și fă-ți mea culpa, nu știu. Domnul Popescu. Ce nu poți, domnul, să te încăpățânezi așa? Stai o țâră, că spuneai că am votat ceva. Da, am votat am un votat om care să respecte. Am votat să intrăm în normalitate, corect. Am votat să se respecte legea, am votat să se respecte ăstea. Da, acum vreți, da, fără să se producă documente doveditoare, administrativ valabile, să-i luați capul. L-acuzați pe primar că ăsta nu s-a trezit de dimineață când ați vrut voi să ia capul lui Rotaru. Nu se poate. Nu l-a acuzat. Păi nu, dacă îi cereți deja demisia lui... Nu să ia capul, domnule, trebuie să aibă o declarație. Domnule, haideți să nu ne vârtim, Târgu Jiu nu înseamnă doar de acord, că suntem noi cu circuit închis. De acord
Politicienii vă cunoașteți toți cu toți. Suntem probabil într-o... că Rotaru-i prieten cu Romanescu de când, înainte să vină el la primărie cu 20 de ani. Despre ce vorbim? V-aș povesti faze în care se dovedește contrar. Dar nu asta e important. Eu sunt de acord, am spus-o, o susțin, o să fac demersurile care țin de noi consilierii locali în sensul sancționării cât mai grabnice și cât mai... grup de inițiativă a consilierilor. Am văzut poziții. Bun. Aveți un vicepreședinte al PNL Gorj, Denisa Șuță, așa, care a condamnat gestul radical, da, pe Facebook, da? Așa. Și a cerut demisia lui ăsta, lui Rotaru, rapid. Dumne, au făcut și consilierii. Demisia poate să-și o dea doar el. Păi da, da, trebuie presionat cumva, bă, ce faci? Ce să, bă, te duci să-i pui pistolul la tâmplă, ce să faci? Hai spui, bă, uite, ne afectezi activitatea. Domnul Popescu, hai să discutăm într-un cadru normal. E vorba despre o demisie de onoare, nu despre altceva. Aia e altceva. Despre asta este vorba, despre o demisie de onoare. Păi și dacă la nu și-o dă? Păi nu poate să fie atât de idiot. Dacă nu și-o dă, ce să faci? Își cere, așa, toată presa, da, își cere mediul politic, să spun eu ceva, își cere mediul economic. Și tu te încăpăținezi. Și tu stai, deci, acolo, stâlp. Chestia asta, din punct de vedere al unei finalități, puteți să o transpuneți într-o inițiativă cetățenească, da? Să veniți cu 100.000 de semnături prin care să solicite și presa și societatea civilă demisia lui. Să vedem după aia ce face primarul. Dacă mai spune că îl apără 12.000 de voturi. Nu știu. Poate fac ce acum Marcel Romanescu. Dar pune la cale, bă, direcția de la patrimoniu nu se mai numește așa. Reorganizarea. Adică are la îndemână o unealtă dintre asta. Știi un pic perversă. Toate partidele au făcut-o. Domnul Popescu. Adică dacă partidele au vrut la un moment dat să-și pună pe cineva de la ei. Domnule, înțeleg. Așa, și nu se poate face. Domnule, vorbesc serios. Ăștia la PSD sunt de acord cu demisia lui... Păi să o aducă, să o propune ei. Și atunci se schimbe organigrama de numirea departamentului, că numești serviciul public de patrimoniu și l-ai zburat pe Rotaru, pe Rotaru la noapte. Cu două mâini? Demiterea lui... Uitați că spuneați de inițiativă cetățenească, comentează un telespectator, femeia de serviciu poate spune când e făcută poza, însă nu asta e problema. Păi problema e de nesimțire și nerușinare, n-au demnitate ca să-și dea demisia. Revenim după o scurtă pauză publicitară aici în studio. Am revenit în studio, doamnelor, domnilor, vă reamintesc alături de noi Victor Popescu, jurnalist și ca consilier local din partea PNL și prim vicepreședinte la PNL Târgu Jiu. Vorbeam despre scandalul monstru în care primăria municipiului Târgu Jiu a fost târâtă în urma scandalului iscat la Direcția de Patrimoniu, acolo unde directorului Marian Rotaru i se făcea pedicura în birou, așa cum au arătat jurnaliștii de la Scandal de Gorj. Vorbeam despre demersul mai multor jurnaliști gorjeni, aceea de a-i cere demisia de onoare, inclusiv a primarului municipiului Târgu Jiu, pentru lipsa sa de reacție și de vehemență împotriva lui Marian Rotaru. Nu a fost, nu l-a taxat așa public, așa cum se aștepta toată lumea, după o asemenea faptă și o asemenea gravitate a lucrurilor. Așa cum spuneam, imaginea primăriei municipiului Târgu Jiu a fost tăvălită așa prin toată presa națională și a făcut subiectul edițiilor și public și televiziunilor naționale. Domnul Eduard Berca, spuneați dumneavoastră înainte de pauză că nu poate acționează conform legii și nu poate oarecum să facă altfel. Să premediteze un deznodământ al unei cercetări disciplinare. Nu poți să te antepronunți pe decizia altor indivizi, altor persoane care stai formează... Stai puțin că s-a antepronunțat. Adică? Prima lui declarație a spus că n-are ce să-i facă. Păi după aceea a dat-o la întors că trebuie să facă... Aia a fost o scăpare. Da, a fost. A fost. Da. Dacă a fost. A fost o scăpare. Sau un tupeu de la de... A fost o scăpare. De 7 bani, hai cum v-a numit și el pe dumneavoastră, când v-a zis că sunteți de 7 bani. E o poveste. Sunteți de 7 bani cu sau muța cu 7 bani, da? Știți? Adică dumneavoastră să reiau eu pentru public, da, dacă îmi permis colega, da. Ați ieșit dumneavoastră public și ați spus, bă, dacă nu se ia nicio măsură, probabil ați mirosit un pic de capital electoral, zicea să mă pronunț eu, mă, pe tema asta. Dumneavoastră, da.
Așa cum face și Romanescu de multe ori, aproape întotdeauna, nu de multe ori. Așa. Și a zis, domnule, ia să mă pronunț și eu pe chestia asta, poate v-a sunat vreun ziarist. Domnule, apar n-avea, hai să spun cum așa. N-a știut. Domnule, eram în concediu. Așa, și v-a sunat eram, unul. Dar, era să zic, cu, și uite, mă, se spală rotarul pe picioare. Eram în, cu picioarele în apă, la, în Italia, pe... Legheanu Roșu. Așa, bun. Și mă sună un coleg de-a noastră, mă sună de acolo, știi, mă înțelegi, eu eram acolo, mai nu știu dacă nu mâncam ceva, știi, ceva cu scoici, ceva, știi, Uxuri, și mă sună, mă, zice, bă, dai așa, auzi, ce s-a întâmplat Târgu Jiu, ce s-a întâmplat, mă, fratele meu, jurnalist, bă, și-a băgat unul picioarele îngălată, știi, și s-a făcut pericul la SRC, cine, Banea Rotaru, și, păi și, uite, scandal mare, să-și dea demisia, dă-l la afară, știi, păi nu vrea Romanescu. Păi dacă, bă, atunci face, se face o primărie de 7 bani. Acum e cam fabula unde dai și unde crapă. Știi povestea unde dai și unde crapă, nu? Eu spun de primărie 7 bani. Asta Romanescu zice că am avut eu nu știu câte voturi acum 70 de ani, că știi, de 7 bani. Te-a redus, adică ai încercat să te încerc. Păi sigur. La temelie. Evident, evident. Era simțit că, știi, că e ceva. E de sânge. E de, da, sigur. Și atunci a reacționat. Dar nu mă supăr. Nu, că, cred că a fost nervos. Da? Bă, desigur a fost nervos. Dar și data viitoare, dacă vă mai face că sunteți de 3 bani? Poate să facă! Să-i dea Dumnezeu sănătate! Să-i dea Dumnezeu sănătate! Eu nu mă mai supăr pe oamenii politici. Da? Numai, ce aș vrea eu să fac, de exemplu, cu oamenii politici? Și acum aș vrea să le tai pagina de Facebook. Mă înțelegeți? Și, nu știu, dacă aș putea. Cum să-i tăiați pagina de Facebook? Să-i tai pagina de Facebook, că acum administrația se face pe Facebook. Și care, bă, domnule, adică spune omul... Da, deci nu se mai coboră. De asta se întâmplă chestii de genul ăsta, că toate apar într-un spațiu virtual în care noi ne dăm cu părerea, știi? Ne dăm, bă, dar stai, ăsta a făcut bine Rotaru dacă a stat cu piciorul în Ligian și cu piciorul în poala femei. Mă înțeleg, dacă unii zic, să vezi că ai... Da, să revenim la chestia serioasă. Da, așa vreau să... Da, să revenim la treaba serioasă. Tu, director, da... Îți dai seama cum sunt femeile acolo. Ai văzut acum după... S-a întors ăsta la serviciu, Rotaru. Toți la serviciu, le-a băgat pe alea două spitale, imediat, pe juristă și pe femeie. Serviciu. Păi și pot să-mi închip, adică am fost prin direcția de patrimoniu. Mi se închipul pe ăsta pășind acolo, pac, nervos. Ce mi-ați făcut? Mike Tyson. Nu știu ce. Mike Tyson. O să vă dau afară, o să vă fac nu știu ce. Stai seama, și atunci când l-a spălat pe picioare femeia, știi cum sunt femeile astea trecute de o anumită vârstă, Iulia? Păi n-are de unde să știe. Nu, da. A zis că vorbim serios. Nu știu cum arată, cum să știe. Că femeile astea sunt cu teama pierderii locului de muncă. De-aia și pupă în cur pe directorul ăla dacă trebuie. Nu avea cum să-i spună că... Îmi cer scuze pentru expresie. Deci n-avea cum să... Din potrivă, s-ar futea sub aceeași temere femeile astea să zică... Șeful, eu mă pricep, eu mă pricep, e și vina lor într-un fel, dar e o chestie care a creat o societate, lipsă de opțiune pentru femeia aia. Femeia aia nu mai are unde să meargă, ar fi plecat mâine de la, de subordinea... Dar nu are unde să... Da, de subordinea, pot să zic și ticălosului de director, dar nu are unde să mai meargă, probabil mai are 2-3 ani până la pensie, poate are copii de întreținut, nepoți. Despre asta vorbim. Este o dramă ce se întâmplă, nu numai la direcția de patrimoniu, peste tot. O dramă și dacă Marian Rotaru va scăpa basma curată, poate așa vom vedea mai multe fotografii prin scapă. Instituțiile publice. Știi care e chestia? Nu e un gest, într-adevăr, să fim realiști. Nu mai vedea niciuna. Să iei o măsură drastică e atunci când la societățile private, de exemplu, dacă un angajat, și poate să confirme domnul Eduard Berca, că vine din mediul privat, dacă un angajat, de exemplu, primește un arest preventiv, ce crezi că se întâmplă imediat? E o comisie dintre asta, ia măsura, ce facem cu ăsta? Sau merge în arest preventiv 24 de ore. După aia el e cercetat penal. Ăștia la firmă stau și se gândesc, se întrunește comisia, ce facem cu ăsta? Pentru ce e cercetat? Păi, domne, o delapidare la altă firmă sau la o rudă, a luat niște bani. Păi ce face angajatul nostru în societatea asta? Lucrează cu banii, păi atunci hai să suspendăm și noi. În privat e altfel decât în mediul ăsta de stat, mai ales că sunt două categorii de personal. Știm bine, funcționari publici și personal contractual. Ăștia funcționarii publici sunt protejați, adică sunt niște etape până să ajung să-i desfaceați pe aia și aici vreau să ajung. El n-are Romanescu, practic, acum o pârghie directă
legală să zică pui de mâini, îl dăm afară. Eu ți-am spus ce putea să facă. Presa, noi și societatea așteptat o reacție vehementă. De al condamnat pe ăsta. Exact despre asta. Domnule, ia-ți vă concediu. Ia-ți un concediu de ceva. Că ai văzut de multe ori se întâmplă în instituții, se întâmplă ceva. Și atunci intimatul care a greșit, mă rog, cercetatul disciplinar și-a concediu. Ei imediat și-a un concediu medical. Bă, ăsta nu și-a luat niciun concediu medical, nici de odihnă în perioada asta. Avea posibilitatea. A venit să ne arate, nu știi tu ce să ne arate, că el e mare și tare și că e protejat de primarul municipiului, de dita mai primarul municipiului. E foarte grav. Și spuneam, cum e cu astea? Într-adevăr, nu poți să-l demiți pe o chestie legală acum. Dar stai mă de vorbă cu el. Arată, dă-i un mesaj ca să taxezi comportamente de genul ăsta pe viitor. Trebuie să dai un semnal. E ca și cum un judecător ar lăsa toți hoții de ăștia, chiar dar ai văzut, se fură, mergi la un supermarket, ia unul o sticlă de whisky. Bă, ia 24 de ore ales. Și ăla ia. Înțelegi? Pentru a da un exemplu societății, de moralitate, de ce vrei tu. Dar la noi nu se dă un exemplu. Dă un exemplu, nu știu, fă ceva. Fă ceva, ieși și fă ceva, pentru că altfel o să piardă. Nici nu știe Romanescu la momentul ăsta cât de... Pentru că el e lacom după voturi, după chestia asta politică, prin asta respiră, prin toți porii lui. Nici nu știe cât a pierdut prin scandalul ăsta cu Rotaru. Nici nu-și dă seama la momentul ăsta. Și eu cred că faptele sunt cu atât mai grave cu cât Marian Rotaru a încercat să evite gravitatea faptului și să mintă. Efectiv să mintă când erau detalii în poze care îi trădau... De asta, uite, dar rog pe colegul Paul, ca să vă mai dau o chestie, am mai spus-o în emisiunea de vineri, să ne dea poza aia pe ecran și să-mi facă zoom pe Rotaru. Pentru că eu vă spun o chestie. Eu am mărit poza acasă și am văzut că Rotaru se uita către obiectivul camerei care s-a făcut poza. Rotaru a știut de atunci când i s-a făcut poza. Dar am mai zis-o eu. Bă, poate comportamentul ăsta era unul obișnuit, ei au făcut o caterincă, o glumă de asta, a venit secretarul la cine, da. Zice el, domn director, să-ți fac o poză așa, pac de amintire, când te spălai tu pe picioare aici, când erai tu rege, înțelegi, ceva de genul. Rotaru, sunt convins că a știut atunci că i s-a făcut acea poză. Și da, sunt, încă o dată spun, Romanescu, într-adevăr, legal, nu are acum pârghile astea să ia o măsură de asta, hai să-l dăm afară. Bă, da, iau administrativ, instituțional, cum vrei tu. Ai niște pârghi. L-am spus, poți să-ți iei majoritatea asta PSD. Bă, suntem orașul lui Brâncuș, nebunilor. Ce facem cu Rotaru? Păi hai, dacă n-avem ce să-i facem, hai mă să schimbăm denumirea departamentului. Trimite-l pe ăsta acasă. Despre asta e vorba. Haideți să ne aducem aminte cum a fost și de cine a fost sprijinit Marian Rotaru să ocupe postul de... Directul la patrimoniu, da? Știm, dar după aia s-a făcut util. Cine l-a promovat acolo? Fostul primar, actorul senator, da? Așa. Da? Și? Să vină Cârciumară să te afară ce se face. Mă gândesc că pe undeva o chestie morală ar trebui să existe, nu numai la Marcel Romanescu, care beneficiază în ghilimele de prestațiile lui Marian Rotaru, da? Și la cei de la PSD care au făcut acest troc în momentul în care a intrat PSR-ul în Consiliul Local, în Consiliul Județean și așa mai departe, cu numirea lui Marian Rotaru. Deci moral, în momentul de față, vinovatul pentru ceea ce se întâmplă, eu îl consider pe Florin Cârciumaru, care l-a pus directul la patrimoniu. Dom'le, cine e Marian Rotaru, dom'le? Că ăsta a trecut pe la toate partidele. Dacă vreți să o discutăm politic, omul, când a început vârva asta cu PSR-ul, era prin alt partid, a fost și pe la PNL câteva serii înainte de alegeri. Domnul, da. A fost? A fost. A fost. Asta înseamnă că are prieteni peste tot. Adică dacă te-ai dus așa pe la partide de nebun, ai prieteni peste tot. Adică vinovații morali sunteți și dumneavoastră PNL-ul, poate. În ce sens? Nu știu, sunteți așa, nu știu, de compromis politic, de combinaj politic. Că dacă este de condamnat cineva pentru ascensiunea administrativă a lui Marian Rotaru, nu poate să fie decât cel care l-a promovat și l-a susținut și a scos la concurs. Acum am avut aici, am avut invitat pe cine. Avem o legătură telefonică pe jurnalistul Narcis Daju, cel care s-a poziționat cu jurnaliștii gorjeni care au făcut acest demers și ar vrea să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara, ne auziți? Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim.
Bun, aș vrea să nuanțez puțin. Cred că e tardiv azi sau mâine ca primarul Romanescu să demisioneze, pentru că a ratat o nouă ocazie să dovedească că poate să fie primar și să conducă Târgu Jiu. Repet, poate miercuri evenimentele vreau apele pregătite, dar după ce în acea zi, miercuri, Rotaru a anunțit toată presa națională că de fapt avea o problemă medicală și că femeia de serviciu îi acorda îngrijiri medicale, s-a făcut dovada prin mărturia femeii de serviciu că Rotaru a anunțit. Apoi au fost acele incidente vineri la direcția de patrimoniu. Romanescu a avut încă o ocazie să-și modifice poziția. N-a făcut-o. Acum văd că din ce în ce mai multe persoane și din ce în ce mai mulți lideri de opinie cer demisia. E o chestie deja forțată. Eu personal l-am dat deoparte pe Romanescu și nu pot să mai am vreo așteptare de la domnia sa. Pentru mine, dacă ar veni demisia lui Romanescu mâine dimineață, n-ar valora absolut nici și vă spun foarte sincer lucrul ăsta. Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier local Berca, cum crede că ar fi reacționat în Ciumaru dacă ar fi fost încă primar, confruntat cu dezvoluirea celor de la scandal de Boș? Ce ar fi făcut, ce ar fi spus în raport de Rotaru? Dar nu, trebuie să vă spun eu, domnul Daju, că știți dumneavoastră foarte bine cum se comporta Cârciumarul. Era poate vehement, așa cum vă doreați dumneavoastră, dar nu și-a analizat-o. Și care e diferența între ce a făcut... De vehemență! Diferența constă în vehemență, că am auzit repetat cuvântul adică, ăsta astăzi de 7.000 de ani. Adică era mai tare în gură, nu? Așa ceva, da. Exact. Dar pentru omul de rând, tot fix nimic. Domnule Berca, nu e un reproș pe care îl fac dumneavoastră. Eu consider că acest primar își bate joc la maxim de alegătorii lui și de așteptările alegătorilor domniei sale. Domnul Daju, testul pentru Marcel Romanescu va fi în 2020, nu acum. Acum, vedeți noastră, fiecare are părerea lui, argumentată sau mai puțin argumentată. Victor Popescu zice că pierde electorat, dumneavoastră spuneți că la fel, eu nu spun nimic că nu vreau. Marcel Romanescu spune că are 12.000 de voturi și da, nu mai sunt alții care au 7 bani. Dumneavoastră, noi ne învârtim în jurul unor slogane lozinci, facem, da, eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să se întâmple ceva în orașul ăsta. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să se întâmple, dar știți cine trebuie să lucreze? Nu vă așteptați să vină de la politicieni. Am repetat, dar constituiți, domnule, o societate civilă sănătoasă. Domnul Berca, da. Eu cred că târgușenii și-au făcut treaba în iunie anul trecut, că l-am ales pe Marcel Romanescu. Că nu facem front comun. L-am ales pe Romanescu. Și uitați-vă cu responsabilitate și cu luciditate, vă rog frumos. Ce ne face Romanescu în momentul de față? Ne face exact ce ne-a făcut Cârciumaru 16 ani. Iar faptul că are niște lăudători și niște susținători extrem de agresivi, nu ne face să nu vedem și să nu spunem realitatea, domnule Berca. Mi-aș permite să vă mai întreb ceva. Cu mențiunea că nu vă acuz de nimic. Sunteți consilier local în echipa primarului Romanescu. Suntem în luna octombrie deja și s-a cheltuit mare parte din bugetul Târgu Jiului de anul ăsta. Din umilele mele cunoștințe nu s-a cumpărat nimic, nici o clădire și niciun teren și nu s-a demarat absolut nicio investiție de amploare și nu s-a continuat nicio investiție de amploare. Ce ați făcut cu banii, domnule Berca, anul ăsta și cu ce vă puteți lăuda în luna octombrie în fața oamenilor? Bun. Haideți să punctăm. Da, spuneți că nu s-au cumpărat clădiri. Vreau să vă amintesc că a fost plătită Casa de Cultură. Vreau să vă aduc aminte. Nu s-a plătit nici pe Casa de Cultură, domnule. Nu s-a plătit, nu. Sunt bani provizionați care sunt în conturi și trebuie să fie plătiți în contextul în care... Răspundeți la ce v-am întrebat eu. Până luna octombrie, ce ați făcut cu banii? Păi, domnule, dacă nu poți să-l cumperi, dacă nu te lasă de niște zeci care nu înțeleg, cu ce? Dați-mi dumneavoastră! Deci eu vă întreb altceva. Eu vă întreb altceva, da? Haideți să ne ducem pe buget.
domnul, stați un pic, vreți să discutăm ca jurnaliști, ca băgători de seamă sau ca oameni care sunt responsabili de ce spun? Ce înseamnă jurnaliști, băgători de seamă? Ca și jurnaliști, virgulă, sau băgători de seamă. A făcut săptămâna trecută, da? Domnule Berg, cu tot respectul vă spun, a făcut săptămâna trecută serbările toamnei și a adus o vitrină frigorifică cu iaurt și cu lapte în ea, domnule Berca. Deci, domnul, dar eu am fost, nu știu, nu cunosc, eram plecat. Era în vacanță, domnul Berca. Deci, la nivelul ăsta a ajuns Romanescu. Romanescu? Din anul în urmă, înțelegeți ce vă spun. Aia s-a făcut cu banii anul ăsta. O privatul de la Carrefour, că au auzit că au dat afară niște alimente, dar nu știu. Nu știu ce să vă spun. Întrebați-mă de ce fac eu. Întrebați-mă de ce spun eu. Uite, să vă spun ce am făcut și într-adevăr îi reproșez asta lui Marcel Romanescu. Am făcut un regulament prin care toți angajații primării și direcțiilor trebuia să fie verificați de cetățean. Da, îi reproșez lucrul ăsta. Stă prostia aia mea de un an de zile, le-am trimis-o cu chestionar de satisfacție, cu tot, cu ăsta de urmărire și așa mai departe, ca acolo. Și așa putea să-și dea seama și el cu cine stă în primărie. De asta am spus că poate să ajung la primăria de 7 bani. Am durat de zile materiale trimise lui Marcel Romanescu, chestionar de satisfacție și cu mod de urmărire a sarcinilor și așa mai departe. Uitați-vă ce fac eu. Nu sunt acasă, nu stau cu Romanescu, fac în casă, nu știu ce fac. Deci acum ați revenit la atitudinea de miercuri, care spuneați că primăria Târgu Jiu de 2 parale dacă îl păsează pe Rotaru. În toată emisiunea asta seară a fost Alberta și mi se pare o atitudine profund serioasă. Dar dincolo de asta, ultima întrebare. Presupunând că președintele PNL Târgu Jiu, Romanescu, a fost foarte ocupat să dezvolte durabil orașul Târgu Jiu, dumneavoastră ca prim vicepreședinte la PNL Târgu Jiu, ca numărul 2 în partidul ăsta, pe cine ați adus, domnule, din 11 iunie 2017 în partid? Ce personalitate? V-am mai întrebat, un medic, un cadru didactic, un inginer, un arhitect, ați adus pe cineva din aia 12.000? E confidențial. E un răspuns profund de serios, dar eu continui să... Sunt date cu caracter personal, nu pot să vină din mult, domnul Tatăl. Domne, acolo n-aveți o unitate militară, politica se face... Nu, date cu caracter personal, se face de tot. Este normativ european. Îmi permit să vă considerați... Deci vă rog să mă credeți că am și eu ce spun, că fac, lucrez cu chestia asta zilnic. Deci, la răspunsul ăsta că faceți raculări confidențiale, eu vă dădeam afară în emisiune, dar cu prietenie, fără răutate, vă înțelegeți? Da, v-ați decât, dar numai că nu faceți mai. Suntem pe final de emisiune și dacă tot ești în legătură telefonică cu noi, aș vrea să te întreb, cunoști toate datele, problemele, poate cel mai bine, spune-ne, te rog, cum vezi tu că se va, finalitatea acestui scandal, cum vezi că se va termina, va scăpa Rotarul Marian, va scăpa Rotarul Basma Curată încă o dată? Romanescu e într-o sarabandă de greșeli din care nu va ieși, pentru că nu beneficiază de opoziție. Uitați-vă că PSD-ul n-a zis nimic de cazul Rotaru, dar PSD-ul nu de pe la colțuri, de gafele în lanț ale lui Rotaru. Vulceanu, Berca, Paraschivu, Pecingină și Șuță i-au spus odată săptămâna trecută. Astăzi deja, după cum ați văzut, Berca și Paraschivu au spus că în regulă să rămână Rotaru. Unde a spus asta, domnule? Păi asta... Păi nu a spus de ei, a spus că trebuie respectată legea. Ia de la cap pe toată emisiunea și-ți vezi unde am spus eu că trebuie peste aia. Nu, ăla trebuie de... Da, dar trebuie să plece conform legii. Mă înțelegi ce spun? Reiau acum, hai să rămân emisiunea de la... da? De acord? Să înțeleagă și domnul Dajul. Sunteți alt om decât ăla de mine. Sunt același, numai că eu nu am responsabilitatea a ceea ce spun. Până la urmă, noi târgujenii rămânem de râsul României pentru că suntem... Da, așa este. Aveți dreptate. Aveți dreptate, domnul Dajul. Aveți dreptate. Femeie de serviciu... Bine, aveți dreptate, mai continuăm, ce să mai, v-am dat dreptate. Acelui director nu i s-a întâmplat nimic.
și primarul liberal mai avea putin și felicita. Context în care două angajate ajung la urgență. Aveți dreptate! Aveți dreptate! Vă dau și pentru intervenție. Vă adresez aceeași întrebare, sunt pe final de emisiune. Cum vedeți finalitatea acestui? Eu cred că Marian Rotaru să plece. Na, cred că Marcel Romanescu va lua taurul de coarne, că e a treia oară când băiatul ăsta o dă pe, o ia pe arătură. Deci nu e chestie de îndreptat. E un bătrân. Păi, dar mai zice că dacă e unul de 20 de ani, mai spune o dată de două ori, mai dai două la fund și înțelege. Marian Rotaru nu mai înțelege. Din punctul meu de vedere, da? N-ai ce să te duci la școli, e doctor, ce Dumnezeu, e doctor în științe juridice, ce să-i mai bagi în cap? Nu poate să fie... Eu zic că dacă Romanescu nu va ieși, așa cum spuneam, să taxeze, să mai fac apel la chestiile, că legea nu-l lasă, nu știu, băi, ai o putere, puterea aia de proclam tu toată ziua, că ți-au dat, ți-au suflat-o în venă ți-au suflat ăștia 12.000 de alegători de care tu faci abstracție. Puterea care ți-a dat-o cetățenii ăștia, trebuie să o folosești, să iei să spui, băi, eu, Romanescu, primarul acestui municipiu, îmi cer scuze la femeia de serviciu, da, eu vreau să iese Romanescu să zic asta, îmi cer scuze la femeia respectivă, îmi cer scuze cetățenilor, da, și propun măsură drastică pentru asta. Bineînțeles, trebuie, cum am mai spus-o și pe parcursul emisiunii, trebuie să-l ia la discuție pe Rotaru și spune, bă, sacrifică-ți, bă, orgoliul ăsta tâmpit pentru binele urbei. Dă-ți demisia de onoare, fă ceva. Sau scuzele, cred că trebuie adresate și familiei. Da, și dacă continuă, dacă Romanescu nu ia măsuri în sensul pe care l-am subliniat, Rotaru și mai tare prinde curaj și face ceva și pe presă și pe opinia publică, pe alegătorii lui Romanescu. Că dacă e să... Am mai spus-o și în emisiune. Toată lumea atunci, dacă ăla și-a permis să... Să ia oameni la cosit, să-i spună să stele pe picioare... din primărie și din direcții, fac la fel. Și eu nu... Da. Auzi, Iulia, eu cred că cazul ăsta nu e singular. Din păcate, cred că nu e singular. În România? Și în România, și în Gorj, și în Târgu Jiu. Așa. Și cu asta e chei. Hai să facem ce v-am spus. Societate civilă. Păi asta face presa acum, organizează. Nu e numai presa necesară. Presa, da, uite, ajungi și tu faci scandal. Da, deduce zona de scandal. Haideți să vină și să venim să fie și propuneri serioase, să fie o chestie de genul ăsta. Ne-am dorit. Dar uite, PSD-ul a zis vreau să vă spun că urmează jurnalul TV Sud și imediat după ora adevărului, unde veți vedea și părerea cetățenilor municipiului Târgu Jiu, că ați tot amintit-o de acest lucru. Și cetățenii municipiului Târgu Jiu condamnă astfel de fapte și condamnă și atitudinea primarului Marcel Romanescu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație, iar dumneavoastră, doamnelor, domnilor, vă dau întâlnire mâine seară de la aceeași oră.